Sincer să fiu cu voi, nu credeam că o să zic vreodată așa ceva, dar astăzi o să ne jucăm Fortnite. Da! Salutare tuturor și pam pam pam! După cum ați văzut și în titlu, astăzi o să ne jucăm Doors în Fortnite și sper eu să fie distractiv, pentru că altfel o să-mi dau foc la casă. Nu o să fac asta cel mai probabil, dar vreau să văd cum este Doors în Fortnite. Și bă, trebuie să zic de pe acum, eu n-am skin-uri de astea pe Fortnite, pentru că eu nu mă joc Fortnite de fel. Doar l-am instalat ca să văd cum este Doors în Fortnite. Așa că, înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să-i dați un pumn mare la like, să zdrobiți butonul de like, dar să nu vă spargeți telefonul sau calculatorul sau tableta sau televizorul, că știu că unii dintre voi vă uitați la mine de pe televizor, ceea ce e foarte tare. Așa că dacă eu sunt acum pe televizorul tău, ciao! Na bun, cred că am ajuns cu liftul. Mamă! Băi băiatule, ce e aici? Mare update, nu știu ce chestii, trestii. Aici o poză cu mine când aveam 5 ani. Mamă, ce chipeș eram pe atunci, nu ca și acum. Aici avem de ăsta unde să ne dăm foc dacă nu ne place jocul. Deci dacă jocul e nașpa, o să intrăm acolo înăuntru și o să ardem de viu. Sună macabru. Na bun, și ce naiba? Uite, pot să deschid astea. What? Am primit ceva, nu știu ce am primit. Uite, am luat și o cheie aparent și trebuie să intru la camera 001. Păi, ești de bun? Ia, merge? Cum fac? Uite așa. Să mor tu. Exact ca și dorsul. Wow, bă, asta e fain. Eu sunt foarte curios cum arată monștri în acest dors. Chiar sunt foarte curios cum arată Rush și restul monștrilor. Și, oh, este, cât este ceasul? 3 dimineața? Aproape, aproape 3 dimineața. Haideți să mai deschidem pe aici chestii, ok, primim puncte bănuți. Nu știu dacă o să primesc ceva de folos de acolo, dar eu le deschid. Și uitați-vă că știi, camerele seamănă foarte mult cu cel din Doors. Mă pot ascunde, o să vină Rush. Oh, ce șmecher, ia vedeți. Ce șmecher când te ascunzi, ai de capul meu. Da, o să existe monștri. Mamă, ăsta e hol, vine sic pe aici? Doamne, fer să vină Sic, dar dacă vine Sic, ce fac? Fug? Fug cu viteza luminii? Ia, deschide ușa! La revedere, am plecat! Oh, nu! Oh, oh, oh! Na bun, ce facem? E foarte întuneric aici? Haideți să căutăm dacă găsim o brichetă sau ceva. Bă, e foarte întuneric, nu-mi place. Uite, uite, deschide dulapul creștine, așa. Mai găsim? Oh, ce acolo? What? Ce? Am nevoie de ceva? Avem nevoie de ceva acolo. Păi haideți să căutăm. Cred că avem nevoie de o cheie. Da, da, ne trebuie o cheie și încă ceva. Dar nu știu ce este acel ceva. Și văd că am făcut level 1. Eu v-am zis, eu nu mă joc Fortnite. Am instalat jocul special pentru acest videoclip. Dar am văzut că există mai multe hărți horror cu joculețe, chestii, trestii pe Fortnite. Așa că dacă strângem foarte multe like-uri și îmi scrieți în comentarii că v-ar plăcea să mai joc hărți de astea, horror, creepy, ce-o fie ele pe Fortnite, mai facem, de ce nu? Până la urmă, videoclipurile de pe canalul meu le fac în scopul să ne distrăm amândoi, să mă mai sper eu pe aici, să mai râdem, să mai una alta. Uite mă, cheia mă, ia cheița, gata bă, mergem mai departe. Camera 6, băgăm cheița în găurică. What? Lockpick required? Ah, pot deschide și cu lockpick, dar am cheia. Da mă, da, oh, Rush. De ce-i? Oh! Să nu-mi zici că vine Rush sau ceva. Să nu-mi? Ești gata să mă ascund. Dacă vine careva... What? What? Ce-i? Păi, ești nebun? Ce, Victorii, mă, ești nebun? Am murit. Cum să fie asta, Victorii, mă? Ce? Ok, m-a omorât o chestie albastră care era Raș. Ce naibă a fost asta, bă? Fraților, runda 2, dar ca să nu mă duc singur, am adus aici banana din Ohio pentru voi. Bună, banană! Salut! What? Ai o voce foarte cunoscută. Da? Mă cunoști? Da, da, tu cine ești? Max. Max, tu ești banana din Ohio? Da, mă, da. Deci nu pot să cred că tot timpul ăsta tu ai fost banana din Ohio. Da, mă, da, nu știai, mă. Nu știam, arată-mi cel mai cringe dance pe care l-ai, haide. Cel mai cringe dance? Da. A meu, uite, e ăsta. Mamă, dansăm cringe în Fortnite pe Doors. Hai, am ajuns. Mergem, bă, ce faci, bă? Hai mă, hai să mergem, hai, hai, ai mai jucat Doors în Fortnite? Nu, e prima dată. Dar Doors pe Roblox? Da, sunt pe prima, am 10.000 de ore acolo. 10.000 de ore ai jucat Doors pe Roblox? Da. Doamne, deci tu toată viața ta te-ai jucat ăla? Da. Am înțeles. No, hai mai aici să vedem, jocul ăsta seamănă foarte tare cu Roblox Doors, dar nu.
E Fortnite-ers. E Fortnite-ers, exact. Ba, Kate, yeah. Țangăurică. What? Deschide ușa. Bine, mă, ce? Bravo, mă, Max. Te descurci de minune, dar nu. Foarte șmecher aici. Așa-i? Te-ai mutat? Da. Da, aici aș locui, hotelul ăsta. Uite, hai aici. What? Hai, mă. What? Ce face? Fraților. Opa. Ce ăla? Fii atent, mă, că mă duc eu. Bă! Vezi? Vezi că murim, mă. Nu, era să pic. Asta e ochiul, ochiul din... Bă, au! Fugi! Bă, ai grijă. Fugi! Fugi, mă, fugi de el. Fugi! Fugi! Fugi pentru viața ta. Ce faci, mă? Bă, tu vei cu mașina, mă. E întuneric. Bă, Max. Nu văd nimic. Stai. Doamne. Uite, am găsit cheia. Interesant că cheile sunt mereu la locul lor. Gen, e aceeași hartă. Ce faci, mă? Mă duc. Hai, deschide ușa. Doamne, bă, vezi că aici o să vină Rush. Ascunde-te! Bă! Ascunde-te, urgent! Bă. Sau du-te înapoi! Sau nu știu, m-am ascuns! Bă, nu! Bă, ascunde-te, bă! Oh. Gata, mă, m-am ascuns! Oh. A trecut, Rush? A trecut? Nu, cred că da. What? Ce faci, bă? Salsa dansezi? Ce dansezi? Da. Doamne. Da, conga. Ce cameră vine? Camera... Vine camera 8. 8. What? Și aici sunt ce este? Hai să nu mergem acolo. Olu. Stai, bă, mă, nu că nimic. Poți să deschizi și dulapurile și uite-te, poți să primești pumn în gură. Da? Da, vrei pumn în gură? Da, hai, vino să-mi dai. Haide, uite, dansul meu. Hai, uite. Bă, tu de unde ai atâtea emoticoane, mă? Tu te joci toată ziua Fortnite. Am 100.000 de ore în jocul ăsta. Deci te-ai jucat 10.000 de ore Roblox Doors și 100.000 de ore Fortnite. Au! Au. Da. A, vine Sig, bă, fugi. Ce, vine Sig? Acolo era Sig, mă. Nu te cred. Da, mă, da. Stai că trebuie să deschidem cumva ușa. Uite pe aici. A, bine, mă. A, trebuie să tragem în ăsta, mânerul, bă. Da, în mă, da. Pivnița misterelor. Ai mai fost în pivnița misterelor, Max? Nu, e prima dată când vin. Hai că te duc eu, hai. Uite. Yeah. Am tras curentul și acum... Ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă? Ce-i cu mine? Ce-i cu mine? Stai, ai un sticker pe spate, bă, banana. Da, e ambalajul ăla. Cum ți-l iau jos? Lasă, lasă-ți. Nu poți, las. Rămâi acolo, mă. Bă! Uite ce schimbă să fac, fii atent. Ia, ce schimbă? Uite, îți dau așa cu piciorul. Bă, lasă-mă, mă, pace, mă. Bă, uite, îți dau cu pumnul, așa. Așa îți dau. Bă, ce puternic e. Wow, alo. Îți puternic și forțos, ai grijă. Da. Bă, nu mă gândeam că mă pot distra pe Fortnite. De astăzi postăm doar Fortnite. Hai că da. Am glumit să nu credeți asta. Uite, camera 14, what? Bă, așteaptă-mă, mă, ce unde faci? Ai rămas, mă? Pleacă, bă. Trebuie să găsim cheie, vezi? Caută cheiță, urgent. Nu caut. Caută că eu n-am găsit-o. Caută-mă cheia, că n-am găsit cheia. Hei, ce se aude? Lasă-mă pace! Uite, bă, NPC-ul merge în ușă. Bă, vine Raș! Bă, nu, what? stai. Nu, bă, what? Bă, Max, ce buton ai acolo? Bă, fii atent, dacă oamenii nu apasă butonul like, o să apăs eu butonul ăsta. Ce face butonul ăla? Vrei să vezi? Nu, dar da. Ok, el apăs. Apasă-l, ce se întâmplă? What the fuck, uite. Max, unde ești? Bă, no, intru în camera 100. What? M-am trezit la un spital și plânge un copil. Fii atent. Ce dors e ăsta, frate? Bă, aud cum plânge cineva. Cine plânge? Ce se întâmplă? Bă, stai, mă, acolo, unde ești? Stai că mă duc, unde mă duc? Max, tu plângi? Da, mă, da, nu știu. Chiar tu? Bă, ce asta? What? Bă. Ce-a fost ăsta, mă? Skibidi. Ce skibidi, mă? Ok, fraților, am revenit. Nu știu unde se află Max, așa că... what the... Știi, țel de avion, bă! Ok, că pe cât timp să plecăm? Max, unde ești? A plecat Skibidi WC-ul? A plecat. Oh, de capul meu. Bă, dar Max, stai puțin, nu înțeleg. Tu ești acum Skibidi WC-ul? Da. Mă, ce? Tu mă urmărești? Uitați-l pe Max! Uitați-l acolo! Hai mai aici, n-ai tupeu! Hai după mine! Bă, stai, bă! Stai că am glumit! Stai! Bă. Fraților, cam atât cu acest episod. Sincer să vă zic, Doors pe Fortnite nu mi-a plăcut. Scrieți-mi și voi în comentarii părerea voastră. Nu uitați să lăsați un like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!